Ulei de măsline pentru creier, beneficii la care nu te-ai fi gândit niciodată beneficiile pentru sănătate ale uleiului de măsline sunt legendare. Este o componentă majoră a dietei mediteraneene, care este considerată pe scară largă cel mai sănătos mod de a mânca pentru sănătate și longevitate. Unele dintre avantajele bine cunoscute ale uleiului de măsline pentru sănătate includ capacitatea sa de a ajuta la creșterea sistemului imunitar, creșterea densității osoase, prevenirea bolilor de inimă și reducerea riscului de diabet. Un alt beneficiu la fel de important, dar adesea trecut cu vederea, al uleiului de măsline este contribuția sa la o bună sănătate a creierului. 5. Beneficii ale uleiului de măsline pentru sănătatea creierului și bunăstarea mentală ca o parte cheie a dietei mediteraneene Uleiul de măsline poate fi în parte motivul pentru care persoanele care trăiesc în zonă de longevitate precum Icaria, Grecia suferă rar de depresie, demență și Alzheimer. Iată câteva dintre modalitățile în care uleiul de măsline vă ajută să vă mențineți creierul sănătos acum și pe viitor. 1. Uleiul de măsline este bogat în antioxidanți de protecție a creierului. Creierul tău folosește mult oxigen, 20% din aportul total. Acest lucru îl face deosebit de vulnerabil la oxidarea cauzată de radicalii liberi. Dacă ați văzut vreodată un măr devenind maroniu sau o mașină veche devenind ruginită, atunci știți ce înseamnă oxidarea. Un proces similar se întâmplă în celulele creierului tău. Uleiul de măsline este deosebit de bogat în antioxidanții naturali numiți polifenoli. Se consideră că beneficiile uleiului de măsline pentru sănătate se datorează în mare măsură nivelului său ridicat de polifenoli. Uleiul de măsline conține peste 30 de compuși fenolici care sunt antioxidanți puternici și care elimină radicalii liberi. 2. Uleiul de măsline este bogat în vitamine esențiale pentru creierul uleiul de măsline este o sursă semnificativă de vitamine e și K, două vitamine cu beneficii dovedite pentru creier. Vitamina E ajută la prevenirea declinului mental pe măsură ce îmbătrânim. Este un antioxidant eficient care ajută la protejarea creierului de deteriorarea radicalilor liberi. Vitamina E, în special în prezența vitaminei C, ajută la menținerea unei memorii bune, la pierderea lentă a memoriei și la reducerea semnificativă a riscului de Alzheimer și demență. Vitamina E poate reduce la minimum daunele provocate de un accident vascular cerebral prin redirecționarea aportului de sânge după eveniment. Vitamina K se găsește în principal în legumele cu frunze verzi. Dacă nu mănânci atât de multe cât ar trebui, poți obține vitamina K de care ai nevoie din uleiul de măsline. Vitamina K ajută la menținerea creierului tău pe măsură ce îmbătrânești și mărește viteza de procesare a creierului. Vă poate îmbunătăți capacitatea de a vă aminti -am cuvinte, o mare problemă pentru mulți dintre noi pe măsură ce îmbătrânim. Se crede că vitamina K joacă un rol în prevenirea Alzheimerului, deoarece pacienții sunt adesea deficienți. 3. Uleiul de măsline scade riscul de depresie. Unul dintre cele mai neașteptate beneficii ale uleiului de măsline este acela că poate reduce riscul de depresie. Dieta standard este încărcată cu grăsimi transnesănătoase din fast food, alimente procesate și uleiuri vegetale precum canola, floarea soarelui, soia și șofranul, care sunt extrase cu căldură și solvenți chimici. Când participanții la un studiu amplu au înlocuit aceste uleiuri vegetale mai puțin sănătoase cu ulei de măsline, riscul lor de depresie a scăzut cu aproape 50%. Cercetătorii au concluzionat că pe măsură ce consumă mai multe grăsimi trans, cu atât este mai mare riscul de depresie. 4. Uleiul de măsline crește nivelul substanțelor chimice, care stimulează creierul. Un alt beneficiu surprinzător al uleiului de măsline este că stimulează nivelul de -a două substanțe chimice critice ale creierului, factorul neurotrofic derivat din creier, BDNF, și factorul de creștere a nervilor, NGF. Acești compuși încurajează formarea și repararea celulelor creierului. BDNF este o proteină care stimulează formarea de celule cerebrale noi. BDNF poate compensa efectele negative ale stresului asupra creierului. Nivelurile scăzute de BDNF sunt asociate cu depresia. Factorul de creștere a nervilor îmbunătățește creșterea, repararea și semnalizarea celulelor nervoase senzoriale, care sunt responsabile pentru transmiterea informațiilor, cum ar fi vederea și sunetul. În plus, grăsimile mononesaturate, de tipul celor găsite în uleiul de măsline, cresc nivelurile de acetilcolină, neurotransmițătorul memoriei și al învățării. 5. Uleiul de măsline ajută la protejarea creierului de bolile degenerative. Ultimul beneficiu al uleiului de măsline pentru creier este că poate preveni declinul cognitiv. Consumul mai mare de grăsimi mononesaturate îmbunătățește memoria și alte funcții cognitive la vârstnici. Consumul unei diete mediteraneene bogate în ulei de măsline poate reduce riscul bolii Alzheimer cu până la 40%. S-a demonstrat că această variație a dietei mediteraneene reduce riscul de Alzheimer cu un impresionant 53%. De asemenea, s-a constatat că vitamina E din uleiul de măsline încetinește progresia bolii Alzheimer. Așadar, dacă până acum evitați uleiul de măsline, sper că te-am convins să-l introduci în alimentație măcar de 2-3 ori pe săptămână. Nu uitați de celelalte sfaturi sănătoase pe care vi le-am oferit. Practicați sport minimum 30 de minute zilnic, consumați alimente sănătoase și citiți câteva rânduri zilnic. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialul și distribuiți canalul.